Și în acest an, cei care doresc să-și înlocuiască electrocasnicele vechi, mari consumatoare de energie, cu unele noi, pot primi prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice bani de la stat. Față de anul trecut, în 2019, se vor putea solicita bani și pentru cumpărarea de televizoare și mașini de spălat vase. Ministerul Mediului a lansat astăzi programul Rabla pentru electrocasnice, prin intermediul căruia se acordă vouchere pentru înlocuirea echipamentelor electrice și electronice de uz casnic uzate cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic. În acest an, românii vor putea cere bani de la stat pentru televizoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare și aparate de aer condiționat fixe sau portabile. Astfel, cei interesați pot primi vouchere de 200 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++ și 300 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++. Mai mult, pot fi accesate vouchere de 200 de lei pentru televizoare cu eficiența energetică A și de 500 de lei pentru televizoare cu eficiența energetică A+, respectiv vouchere de 300 de lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++ și 400 de lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++. În cazul aparatelor de aer condiționat, voucherul valorează 400 de lei, în timp ce la frigidere, combine și lăzi frigorifice, precum și la congelatoare, 300 respectiv 400 de lei în funcție de eficiența energetică. Pentru a participa la programul Rabla pentru electrocasnice, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în țară, cel puțin 18 ani, să dețină un buletin sau carte de identitate valabile la momentul solicitării, să nu aibă datorii la bugetul de stat și la bugetul local și să își dea acordul cu privire la prelucrarea datelor personale de către administrația Fondului pentru Mediu.